Salutare, dragilor! Bine ați revenit la încă un video despre BVB. Avem ca invitat pe Iulian din nou și ne va povesti despre niște portofolii publice pe care le avem comunitatea. Salutare, oameni buni, și salut, Richard. O să-mi cer scuze în avans, m-ați prins așa un pic spre final de răceală, dar pot să vorbesc, sunt capabil, gândesc bine, deci pot să duc și acest video până la capăt. În întâlnirea noastră de astăzi m-am gândit, mai ales că tot am discutat în ultimele video și despre indicele BET, cum evoluează BVB, cum arată etc. etc. Să prezint un pic și din ceea ce facem noi în comunitate, practic pentru oamenii care fac parte de acolo. Și eu cu Octavian, dar mai mult el este creierul, că el a început cu acest demers, am creat niște portofolii. Niște portofolii optimizate după criterii foarte bine stabilite. Dar mai bine dau un share screen și mergem pas cu pas și îți prezint. Absolut, hai să vedem. Portofoliile pe care noi le avem pe comunitate sunt construite după indicele BET. Indicele BET are în compoziție 20 de companii cele mai bune din economia României. Totul clar până aici. Da. Dar e foarte greu să replici manual toate cele 20 de companii, având în vedere că 75% aproximativ din pondere sunt cele primele 10. Restul 25 cu pondere mult mai mici, care nu poți să spui că îți afectează foarte mult randamentul dacă ai decide să nu investești în ultimele 10 din top 20. Da. Și atunci am creat așa, niște Excel-uri, să zic, publice, nu sunt recomandări, sunt niște portofolii gândite de noi ca să poată fi implementate cu ușurință de oameni la început de drum, deci sunt pentru începători, din punctul nostru de vedere. Și portofoliile sunt în felul următor. Ponderea lor din indicele BET sunt rotunjite ca să ducă până la 100%, având în vedere că nu are celelalte 10 companii, deci compoziția este de aproximativ 100%. Noi am lăsat 1% liber ca să fie o marjă de eroare, pentru că oamenii acest portofoliu îl pot implementa manual și atunci cum prețul companiilor se modifică constant și așa mai departe, e bine să lași o marjă de eroare ca să acopere și eventualele comisioane care țin de broker până la urmă. Deci asta se poate face cu cel puțin 3.000 de lei? Nu neapărat. 3.000 de lei este suma minimă cu care se poate deschide un cont la Golden cu care noi colaborăm. Okay. Asta este suma minimă. Dar portofoliul respectiv se poate începe cu ușurință cu o sumă de 1.000 de lei, dacă dorește cineva. Dar dacă nu poți băga 1.000 de lei? Nu poți. Dar este o situație prin care dacă vrei să-ți deschizi cont la Golden cu 3.000 de lei, poți opta, mai ales dacă nu ai fondurile necesare, să retragi 2.000 de lei din aia 3.000 care ți-ai alimentat contul ca să poți să cumperi acțiuni, pentru că este o sumă necesară doar pentru a deschide contul. Nu ești obligat să-ți și investești toți banii. Concret, eu ce aș zice îi, dacă nu poți să investești cel puțin 3.000 de lei, problema nu sunt investițiile, sunt economisirea. Adică educația financiară de bază. Da, deci trebuie să ai măcar atâta pus deoparte, pentru că nu. Da. Dacă nu ai atâta economie, ai indică o altă problemă. Da, chiar dacă o acțiune poate fi 20 de lei. Corect, corect. Deci 3.000 de lei, sincer, nu mi se pare o sumă extraordinar de mare pentru a începe în investiții. Sunt de acord că există persoane care consideră că suma este prea mare, într-adevăr, dar acolo cred că grija ar trebui să fie ca și focul. Nu-s pregătiți de investiții. Cu bani, știi? Exact. Cum? Da, ăia nu-s pregătiți de investiții. Da, adică întâi să-și rezolve partea financiară. Ideea este că acest Excel poate fi implementat de oricine, își scrie suma aici, scrie prețul de cumpărare a acțiunilor individual de pe piață. Ponderea este cumva cu 20% către obligațiuni ca să ai un buffer de siguranță, dar și bufferul acesta poate fi modificat, că sunt oameni cărora nu le place ideea de obligațiuni. Fair enough, fiecare faceți ce vreți. Da. Noi am gândit-o cu 80 acțiuni, 20 obligațiuni. Un alt portofoliu este cel cu top 5,
care este o diversificare mai concentrată, cu un grad mai mare de risc, evident că sunt companii mai puține în portofoliu, dar în același timp sunt top 5 companii din indicele BET, adică și cele mai puternice. Asta e că poți zice că e mai mare riscul, că nu ești diversificat, dar nu e cu mult mai mare. Pentru e că sunt cele mai mari și stabile. Da. Deci e ca și cum cât de mare diferență e între S&P 500 și top 5. Apple, Amazon, Microsoft, Google. Nu e foarte mare diferență. Așa este. Dar teoria și ideea diversificării cam asta spune. Cu cât mai puține, cu atât riscul mai mare, știi? Dar dacă te duci și analizezi mai bine, păi exact cum ai spus tu, riscul nu e chiar atât de mare. Funcționează în practică, dar nu funcționează în teorie. Corect, corect. Bun, cel cu 5 e mai ușor de accesat din punct de vedere al fondurilor, să zic așa. Poți începe cu o sumă chiar de 500 de lei. Da. E mai ușor de implementat, ai nevoie de mai puțin bani. Odată ce tu ai ales să mergi cu replicarea manuală și prin a implementa un portofoliu asemănător, trebuie să ții cont că de 4 ori pe an se face rebalansarea. Și fenomenul de rebalansare e simplu. Companiile din indicele BET sunt ca și un clasament de fotbal. Ele se schimbă de-a lungul anului. Nu înseamnă că dacă H2 este pe locul 2, va rămâne pe locul 2 până la final. Companiile exemplu, modifică... Da, concret. Personal, eu fac rebalansarea o dată pe an la portofoliul meu. Cum decizi dacă anual sau trimestrial să faci? Că logica mea îi de ce anual? Pentru că mă bazez pe raportul anual. Deci dacă am făcut în 1 ianuarie, în aprilie, nu multe lucruri în plus aflu. La voi, care e logica de ce faceți mai des? Da, da, da. Având în vedere că e vorba de BVB, de economia României, că este o piață emergentă, lucrurile au o viteză de schimbare mai mare. Și atunci, de 4 ori pe an, pentru a te menține pe drumul indicelui BET, este cea mai bună soluție. Nici foarte des, că puteam zice, hai să facem o dată pe lună și deja spunea lumea, pe ce rost mai are, mergem în ETF, că și așa îmi dăm bani pe comisioane de numai. Dar s-a dovedit și prin calcule și prin studii că de 4 ori pe an, când vine vorba de bursa din România, este cel mai potrivit. Și noi efectiv, asta facem live la masterclass. Da, și efectiv, ce faceți în rebalansare? Ce se întâmplă? Ce facem? Ne uităm la ponderea lor în indicele BET, ne uităm în primele 10, vedem dacă au rămas aceleași companii sau s-a modificat. De exemplu, asta este noua pondere din top 10. Până în luna ianuarie, în această componentă era MedLife, care era pe locul 9, și One United Properties, care era pe locul 10. Niciuna, nici alta nu mai există în top 10. Și atunci, și ponderea lor din cele top 10 se pot schimba între ele ca și clasament. Fondul proprietatea, înainte, mai ales de la situația cu dividendul din februarie, când a și scăzut din preț, era undeva pe locul 3-4, nu mai țin minte exact. Acum se află pe locul 9, pentru că nici valoarea nu mai este atât de mare. Da. Și atunci tu trebuie să mergi după această pondere ca să te menții cu indicele BET, ca să te asiguri că mergi cu economia României ca și randament până la urmă. Da. Și atunci tot ce trebuie să faci tu este să, când este momentul de rebalansare, dacă ești în comunitate, să participi live. Și atunci o facem împreună și arătăm noua pondere. Ăsta este chenarul în care se face rebalansarea. E mai complex aici. Dar ce vreau să zic oamenilor este că odată ce au ajuns aici pe comunitate, poate să facă o copie la portofoliu ca să poată să modifice în el ceva și să nu-și facă griji că noi avem ghid video pentru orice pas. Deci există un ghid video unde explică pas cu pas cum să implementezi acest portofoliu și cum să faci și rebalansarea. Și mai avem un portofoliu care se focusează doar pe dividende, doar pe cele mai bune companii din România ca și plătitoare de dividende. Acum, eu nu sunt mare fan al acestui portofoliu, pentru că eu cred că ar trebui să-l ai pe amândouă. Și creștere economică în randamente
și dividende. Dacă ai doar dividende, s-ar putea ca acea companie poate să stagneze în randamente sau chiar să scadă și dividendul doar să-ți aducă valoarea portofoliului la inflație să fie într-un mod egal. Adică eu cred că trebuie să le ai pe amândouă. Și asta îmi place la top 10 și top 5, că toate sunt plătitoare de dividende. Și atunci, eu nu prefer asta. Dacă întreabă cineva, băi, Leandro, ce portofoliu folosești, eu o să-l cu top 10 pe indicele BET cu 0 în obligațiuni, că nici mie nu-mi plac. Da. Sunt un trader până la urmă în sânge, eu așa am început. Eu am fost trainer la Profipo în timp de 3 ani. Am început cu partea de tranzacționare, am învățat foarte multe și încă folosesc conturi prop trading pentru a-mi crea o sursă de venit. Și atunci partea de BVB a venit după. Dar prefer să spun de BVB la toți românii decât hai să facem trading pentru că știu ce înseamnă și știu care e diferența. Da, pentru o parte mică din oameni. Da. Și atunci astea sunt portofoliile pe care noi le avem. Mai este încă una singură care este un portofoliu recomandat pentru cineva care are minim un an de experiență în piață, deci care este deja investitor, care are top 10 companii ca și portofoliu, dar o diversificare concentrată în patru companii. TLV, adică Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, Transgaz și Nuclear Electrica. Deci, ce înseamnă asta diversificare concentrată? Practic îți pui o parte din banii tăi, să zicem că tu iei decizia să investești în 10 companii, dar din alea 10 companii, 3, 4, 5 ți se par mult mai stabile, mult mai bune. Și tu preferi să pui o parte mai mare de bani în aceste companii pentru că îți ating toate criteriile necesare pentru o stabilitate mai bună pe termen lung. Ca Warren Asta Buffett, jumate portofoliu Apple. exact. Adică asta fi o explicație mai simplistă, să zic așa. Ți-ți arată aici 40% în top bet, adică alea 10 companii, 40% în astea 4 top 4, iar 20% în obligațiuni. La fel se poate modifica și partea asta pentru cine dorește să nu investească în partea de obligațiuni. La fel și aici avem ghid video pentru cum să-l implementezi și pentru rebalansare. Menționez că toate portofoliile astea sunt în comunitatea noastră long term, care am înțeles că va fi exclusiv doar pentru cei care au făcut cursul la Profipoint cât de curând. Așa că cine mai are ocazia să se grăbească, Dar se pentru că va închide, va deveni exclusiv imediat grupul ăsta. da. Așa ca oamenii să-și facă o idee de cum a evoluat cel puțin acest portofoliu avansat, noi avem deja un portofoliu live în care se investesc bani și în care replică portofoliul numărul 3 avansat care v-am arătat mai devreme. S-au investit în acest portofoliu până acum 183.000 de lei, din care 43.000 reprezintă câștigul până acum. Adică, mai bine zis, portofoliul a ajuns la un randament până în momentul de față, adică decembrie a fost ultima lună, de 23,81%. Într-un an, De un an. calendar, da, un an, Ok. cap coadă. Și exact la fel, top 10 cu diversificare concentrată pe top 4 și 20% partea de obligațiuni cu reinvestirea dividendelor. Deci asta este practic portofoliul Alex care se pune versus mine. Da. Da. Portofoliul lui Alex care a decis să-l facă public și mă bucur că a făcut asta. Urmează și video-ul ăla, în 7 februarie, aniversare, când comparăm cu ce am făcut eu. Super. Și atunci decizia asta a fost luată ca oamenii să înțeleagă, ok, cum evoluează lună de lună, cum ne ținem de portofoliu, alocarea, exact, sume fixe, câștig și pierdere pe fiecare companie, deci transparență 100%. Ca oamenii să poată să tragă o concluzie pentru ei, cum e mai bine sau cum e mai rău și așa mai departe, ca ei să poată lua o decizie mai bună pentru ei. Deci, practic asta am vrut să arăt, că
tot ce am făcut noi anul trecut, că și comunitatea există din decembrie-noiembrie 2022, dacă nu mă înșel, evoluția până acum este una pozitivă. Nu zic că nu ne așteaptă și o perioadă mai negativă, dar aștept momentul să vină și partea asta ca să vedem care sunt soluțiile și să trecem împreună prin ele, pentru că și vremurile grele oferă lecții bune. A fost bun, a fost timingul, practic ați început în plin crash. Și asta a fost revenirea drastică. Chiar și S&P 500-le acum câteva zile a făcut un nou maxim istoric. Deci, practic, de acum începe teritoriul nedescoperit, noi maxime. Da. Necunoscutul întotdeauna ridică semne de întrebare și ne gândim la ce e mai rău. Dar eu zic să privim cu optimism și pe termen. Absolut, sigur, sigur. Păi, da. Marele trend în afară este AI. Mai ales anul acesta. Mm-hmm. Da, super. Vedem. Mulțumim pentru prezentare. Link către acel grup de Telegram, BVB, va fi în descriere. De asemenea, las un coment cu ce mai ești interesat să afli despre bursa românească și nu uita să te abonezi pentru că postăm de 3 ori pe săptămână. Mulțumesc, Iulian, și ne vedem data viitoare. Doamne ajută!